După înfrângerea la limită 0 la 1 din partida de săptămâna trecută de la Afumați, mușcelenii revin pe Municipal. Chiar în vinerea mare pentru confruntarea cu echipa de pe penultimul loc în clasamentul seriei a treia în frățirea Hărman. La prima vedere, partida pare una ușoară pentru CND Nicu Golescu, diferența de valoare dintre cele două formații cât și numărul de puncte strânse în clasament, de-a lungul celor 21 de etape îi conferă echipei din Câmpul Lung statutul de favorită. Însă să nu ne facem prea mari iluzii, pentru ca mai apoi să nu avem deziluzii. Mușcelenii au fost favoriți în acest retur de campionat în toate partidele de pe teren propriu și așa cum bine se cunoaște, de fiecare dată au dezamăgit înregistrând 3 remize din tot atâtea jocuri disputate. Jucătorii împreună cu staful tehnic își doresc nespus de mult ca la finalul jocului de vineri împreună cu suporterii mușceleni să se bucure de prima victorie din acest retur de campionat obținută pe Municipal. Ca de obicei, jocurile de acasă întotdeauna ne ridică probleme mai mari și datorită terenului, probabil și datorită presiunii tribunei pentru unii dintre copiii noștri. Ne așteaptă un meci dificil cu o echipă mult schimbată în bine față de turul campionatului, Hărmanul, care se vede și în rezultatele pe care le-au avut în retur. Și sperăm să facem un joc bun, să mulțumim publicul și să-i învingem. Din păcate, victoriile care le-am avut în acest retur au venit de deplasare. Sperăm să mulțumim publicul, cum v-am spus, și să-i învingem pe cei din Hărman. Teoretic este un meci mai ușor, dar știți cum e la fotbal. Până nu te vezi cu punctele. Jucători accidentați, suspendați pentru jocul de tine? Nu, este această problemă cu Rada, care nu s-a antrenat. Voicu are o mică jenă la inghinal, să vedem dacă îl putem recupera. CND Nicu Golescu nu mai speră la primul loc în serie. Punctele pierdute în acest retur de campionat, mai ales cele de pe teren propriu, au făcut ca gruparea mușceleană să devină dintr-o favorită certă la promovare în marea perdantă a seriei a treia, a acestei ediții de campionat de Liga a treia. Jocul mușcelenilor nu a mai funcționat așa cum ne-am așteptat cu toții, mai ales în apărare, acolo unde echipa a avut cel mai mult de suferit prin plecările lui Cotigă și Stancu. Jucătorii aduși să suplinească golul lăsat în defensivă de cei doi, din păcate nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Ionuț Rada fiind marea decepție a fanilor mușceleni. Mai ales după ultimul joc, cel de la Afumați, în care fotbalistul cu ștate vechi la Liga 1 a dezamăgit, iar antrenorii Tică și Hapaină l-au scos din lot pentru partida cu înfrățirea Hărman. După cum v-am mai spus, el a avut o parte de vină la gol, a fost o greșeală colectivă în primul rând, printre cei care au greșit a fost și el, iar v-am spus, a avut și unele ezitări încă din începutul jocului și de asta am hotărât să-l schimbăm. Ionuț Rada, am avut mare așteptări de la el în acest retur de campionat, din păcate a greșit acasă cu Bradu la golul egalizator, a greșit cu Bodariu acasă, tot la fel la 1-1. Acum la Afumați, ce se va întâmpla cu el pe viitor? Asta rămâne să vedem. Cu adevărat, el a avut niște jocuri nu foarte reușite, dar trebuie să ținem cont că vine și el după accidentare gravă și e normal o anumită perioadă să n-ai evoluție, cum se spune, până te pui pe picioare. Să înțelegem că la meciul următor de vineri, să spunem că se va juca vineri cu Hărman, dacă Ionuț Rada nu se va mai afla printre titulari? Credem că nu, pentru că cei care au evoluat în locul lui, și aici mă refer la Delcea, au făcut un joc foarte bun. După cum știți, a doua repriză i-am presat pe cei de la Afumați și am reușit un joc mult mai bun decât în prima repriză și nu cred că ar fi normal să facem schimbări față de ce s-a întâmplat. Să mai amintim că în jocul tur disputat la Hărman, CND Nicu Golescu s-a impus cu scorul de 3-0 prin reușitele lui Miloș de 2 ori și Dorinel Oancea. Jocurile din cadrul etapei a 22-a Liga a 3-a Serie a 3-a se vor disputa toate vineri cu începere de la ora 17 după următorul program. Athletic Bradu, Afumați, Sporting Roșioriu, Urban Titu, Ștefănești, Concordia Chiajna 2, Aninoasa, SCM Pitești, Podari, Voluntari 2, CND Nicu Golescu, Hărman, Interol, Sporting Turnu, joc anulat.